Stoparea răspândirii coronavirusului rămâne o provocare pentru autoritățile din toate colțurile lumii, însă eforturile oamenilor de știință de a găsi un tratament încep să se vadă. Pe lângă numeroasele vaccinuri anunțate, cercetătorii au realizat și un spray nazal, ce poate oferi protecție împotriva virusului SARS-CoV-2. Cercetătorii au realizat un spray nazal folosind materiale deja utilizate la oameni, motiv pentru care procedurile complexe necesare pentru a aduce un nou produs pe piață sunt mult mai simplificate. Vă dați seama că sunt toate niște lucruri care nu le cunoaștem și care nu sunt bune pentru noi și mie... Una, nu sunt de acord cu nimeni, nici măcar cu asta. Acest produs a fost realizat folosind compuși deja aprobați de organismele de reglementare din Marea Britanie, Europa și SUA, iar experții au stabilit că acest produs are capacitatea de a inhiba infecția. Mai exact, culturile de virusuri celulare au inhibat infecția până la 48 de ore, după ce au fost tratate cu soluția și când au fost diluate de mai multe ori. Nu știu ce să zic, nu... Acum cu spray-ul, înainte cu vaccinul, oamenii sunt reținuți să nu intre, câte înțelesei, fără certificate, fără să nu plece în străinătate, să nu intre în magazine. Nu e bine. Nu e bine, că dacă iese virusul lei de oriunde. Nu cred. Nu cred. N-aș crede. Nu cred. Dar păcat de noi. Păcat de România că s-a ales praful de România noastră. Noul spray produs nu înlocuiește însă măsurile actuale, de aceea purtarea măștii de protecție împotriva coronavirusului ar trebui respectată, precum și distanțarea socială, dar și igiena riguroasă a mâinilor.